Înghesurile din ultimele zile au umplut spitalele din Nisporeni. Numărul cazurilor de viroze respiratorii a crescut cu 20%. Medicii spun că din grupul de risc fac parte copiii. Puțin rămâne situația încordată la maladiile organelor respiratorii, cum ar fi bronșite, chiar și pneumonii, care monitorizarea arată că săptămânal este o mică sporire, însă comparativ săptămâna, ultima săptămână cu cea precedentă, avem o scădere atât la maladiile infecții respiratorii acute, de la 54 la 26 de cazuri, cât și pneumonii, de la 30 până la 10 cazuri. Totuși, responsabilii de la Centrul de Sănătate Publică din Nisporeni spun că aceste cifre sunt aproape o normă pentru perioada rece a anului. Nu avem înregistrate situații epidemiologice complicate în școli, grădinițe, în alte instituții organizate, dar avem înregistrate în majoritatea localităților cazuri unice sau cazuri sporadice de așa maladii ca bronșite, alte maladii ce țin de organele respiratorii. Medicii recomandă că la primele simptome ale unei viroze să vă adresați la medic și să nu vă tratați de sinestătător.